Ne vedem astăzi în decorul meu tomnatic de aici din spatele meu, vedeți frunzele încă rezistă ceea ce este super super bine, pentru că voi mi-ați dat comentarii cum că se usucă, se rotesc, se fac urâte, dar încă rezistă, după o săptămână sunt încă acolo. Ne vedem astăzi, după cum spuneam, cu părul acesta proaspăt spălat, foarte nevopsit. Am două nuanțe diferite în păr, pentru că și asta văd în comentariile voastre, încă mai am urme de mov aici, care s-a transformat de fapt într-un blond

și aici am un blond galbui, o să se repare și treaba asta în timp nu i-am nu făcut absolut nimic aștept să se ducă, să se spele și să ajungă la aceeași nuanță după care o să mă apuc poate să-l decolorez sau să îl nuanțez nu sunt sigură dacă mai vreau asta pentru că îmi place mult de tot lucrul acesta cu rădăcinile puțin crescute și pe lângă asta parcă simt nevoia cred că v-am mai zis eu să am părut o idee mai natural și poate să urc cu niște șuvițe blonde pe rădăcinile astea negre trebuie oricum să mai crească ca să pot să fac lucrul ăsta. Însă astăzi vin în ajutorul vostru sau vin în întâmpinarea voastră cu un video care zic eu că este folositor, să zicem, deși nu vă prezint aici marea cu sarea, să nu vă așteptați să găsiți aici niște coafuri extrem de complicate, că nu e cazul, m-am gândit să fac un video pentru oamenii leneși când vine vorba de păr, nu în general, așa cum sunt și eu, în general ați văzut că eu în mare parte din timp îmi port părul exact cum vedeți voi acum, ori desfăcut, ori dacă nu prins într-un coc în mijlocul capului, um așa l port prin casă, mai ales când fac curat sau mai știu eu ce mai fac, într-o coadă la sală și tot așa. Așa că videoul de astăzi face anumite variații ale acestor coafuri pentru oamenii ca mine, leneși, care n-au chiar să se împletească, să se bibilească. Părul lung îți dă multe posibilități, într-adevăr, poți să-l faci în fel și chip, însă trebuie să ai răbdare, Chef de el și uh, chiar dacă e lung și ai tu impresia că îți dă extrem de multe posibilități, dacă ești nepricepută cum sunt eu, nu prea ai mari posibilități să îți aranjezi părul. Eu. Recurg la metoda asta, păr desfăcut și atât, dar videoul ăsta ne arată 10 moduri în care să ne facem părul în zilele în care ori nu avem chef, ori suntem prea leneși, ori suntem pe Zoom la școală, cu afurile astea se potrivesc la școală, fie că faceți școala online cum se face acum, fie că sunteți în clasă, dar uh, sunt așa fetiții, scolărești, faine, simple, așa că nu vă mai țin foarte mult cu introducerea. Haideți să-i dăm drumul la treabă, să vă arăt cam care sunt coafurile astea și multe dintre ele sunt inspirate din anii 90. Abia așteptam să mă duc în zona aia. Știți că îmi place foarte, foarte mult. Haideți cu um, părul și coafurile. Prima idee de coafură sau prima modalitate în care vreau să-mi aranjez părul ar trebui să fie foarte, foarte simplă dacă aș și nimeri cărarea. Cărarea nu mi-a ieșit perfect, poate că aveți nevoie de cineva să vă ajute în acest sens. Trebuie să fie o cărare pe mijloc, dreaptă, nu în zigzag cum ea mea în momentul de față. După care, prindeți părul cu două elastice la spate, încercați să trageți puțin de păr astfel încât să nu mai fie vizibilă cărarea, cam asta este ideea, cam asta încerc și eu să fac aici, dar cu siguranță că nu arată deloc ok, aveți nevoie de ajutor la pasul acesta sau măcar o oglindă să vedeți ce faceți la spate. După care ne întoarcem cu fața și ceea ce vreau să fac acum sunt niște mini buns, le-ar spune în engleză, un fel de coculețe așa la baza capului, pe care le prindeți cu niște elastice și cam asta este. Aveți nevoie oricum de puțin timp să le aranjați, să nu zboare părul în stânga și în dreapta și să nu fie vizibil elasticul de preferat. Puteți să folosiți bobby pins în cazul în care nu vreți să fie elasticul vizibil. Fără să stăm prea mult la coafura asta, v-am zis că toate stilurile astea de a face părul sunt pentru leneș. Fără să stăm prea mult, trecem la cea de-a doua. Pentru cea de-a doua, sau ce o face pe cea de-a doua specială, este bretonul. Modul în care mi-am aranjat așa zisul breton, o să încerc să despart părul într-un fel de triunghi, atât de-o parte cât și de cealaltă a cărării pe care deja o am eu, după care despart părul în două și uh, încerc să fac o codiță, două codițe de fapt, dar la una lucrez acum, două codițe din acelea de care ne făceau părinții noștri atunci când eram mici în clasa 1. După care revin la breton, pentru că până aici nimic nu e special, revin la breton, îl pieptan, îl aranjez, îl prind cu un bobby pin după ureche și uh, încerc să-l fac să stea cât mai drept, puteți să folosiți și gel la acest pas. Eu am zis că nu mai folosesc acum gel, pentru că oricum trebuie să îmi tot desfac părul, să-l tot prind, ținând cont că mai am încă 8 stiluri de a mai aranja părul de făcut. Prind după ureche cu un bobby pin, încerc să ascund, în cazul meu, pentru că am părul foarte, foarte lung, încerc să ascund șuvița de păr rămasă, o pun în codița de sus și după iau o șuviță de păr și încerc să o înfășor în jurul elasticului, astfel încât să nu se mai vadă deloc elasticul și să pară Cumva că părul meu este prins cu alte șuvițe de păr de aceeași culoare, mi se pare că arată totul mult mai frumos și mult mai îngrijit în acest fel. Și acesta este rezultatul final, este de departe favorita mea în videoul de astăzi. Și din stilul acesta de a face părul, trec la un alt stil. V-am zis că e pentru leneș, nu videoul de astăzi și că multe dintre stilurile astea de a face părul au legătură între ele. Așa că, dacă nu vă place cu două codițe, încercați să faceți niște cocuri, exact cum am avut și la prima coafură, niște cocuri învârtite, răsucite și puse cumva la baza elasticului de păr și uh, cam asta este, cu cât aveți părul mai scurt, cu atât cocurile sunt mai drăguțe, că sunt și ele mai mici, la mine arată un pic uh, un pic dubios, că tot îmi plac mie cinnamon buns, cocurile astea arată ca niște cinnamon buns și cam asta este cea de a nici nu mai știu a câta, a treia coafură gata. Trecem la a patra. Pentru a patra ce vreau să fac este să prind tot părul într-o coadă de cal, puteți să lăsați șuvițe în față după cum mi-am lăsat și eu. Apropo de asta, șuvițele astea le-am tăiat eu astăzi pentru că mi se părea că trebuie să am astfel de șuvițe la tutorialul acesta de păr. Oricum, cred că ar trebui să mă și tund un pic să-mi dea o formă mai faină părului meu, dar vedem când se întâmplă și treaba asta. Vă spuneam că strâng părul într-o coadă de cal, vestita ponytail, după care, ca să nu fie totuși o banală coadă de cal, iau niște elastice și ce fac este să prind mai multe elastice de-a lungul cozii acesteia, astfel încât să formez niște rotunjoare, dacă pot să le spun așa, niște rotunjoare pe care ulterior le voi face mult mai mari, voi trage de părul de acolo și ele se vor umfla și vor arăta mult, mult mai frumos, cam cum se vede în videoul prezent aici la voi în această minunată zi de toamnă. După care trecem la cea de-a cincea coafură, aici iarăși facem două codițe, doar că de data asta aducem un pic sau aduc un pic, că despre mine este vorba, aduc un pic în atenția voastră anii 90. Știți că eu sunt mare fană a anilor 90, mai ales atunci când vine vorba de păr. Încercați să despărțiți părul cumva oblic de la ureche înspre cărare și luați doar prima șuviță de aici din față de păr, după cum v-am și exemplificat, prindeți în două codițe, încercați să-i dați un pic volum sus, trageți de el, tapați-l un pic și cam asta este o coafură din anii 90 foarte simplă, leneș nivelul 1000. Ce v-am zis mai devreme? Aproape la fel, doar că de data asta în loc de codițe fac niște cocuri din acelea mici, niște space buns care se purtau undeva prin 2016, cred că era mare nebunie pe Instagram cu ele. Prind cu niște bobby pins, părul, astfel încât să nu se desfacă și cam asta este tot, o altă coafură foarte faină, rapidă, nu ai nevoie de placă, de ondulator, de nimic, doar de niște mâini dibace sau aproape dibace. <laughs> Ajungem la cea de-a șaptea coafură. Aici lucrurile nu se schimbă mare lucru. Ce voi face de data asta este să iau partea superioară a părului, calota superioară în termen de specialitate. Mă voi ajuta de un elastic și o voi prinde. După care voi face ceea ce am făcut și mai devreme în momentul în care v-am zis de coada de cal. Prin cu multe elastice coada de-a lungul ei, las calota inferioară liberă și gata, am un alt stil de a-mi face părul. Drăguț, se vede. De că am depus puțin, foarte puțin efort, astfel încât să ies drăguță și aranjată din casă. A opta coafură este foarte, foarte simplă și este cea mai elegantă dintre toate și mie mi se pare că la coafura asta merg niște cercei din aceea mari cu o perlă foarte proeminentă care să-ți ia ochii fie naturală, fie falsă, după posibilități, dar asta este de departe cea mai elegantă dintre toate. Ce este de menționat la stilul acesta de a-ți face părul este un low bun, iar spune în engleză, adică un coc foarte, foarte jos. Varianta aceea pe care o port eu prin casă în momentul în care fac curat în vârful capului, doar că poziționată undeva la ceafă. Este o variantă extrem de elegantă, v-am zis, mare grijă însă să fie totuși cât de cât aranjată cocul însemnând că nu ar trebui să se vadă nici elasticul de păr, eu nu am stat să-l finisesc foarte bine, nu ar trebui să se vadă elasticul de păr și nu ar trebui să se vadă tot felul de fire de păr ieșite. Acum depinde de preferințele voastre, dar dacă mergem pe eleganțeală, nu ar trebui să vadă lucrurile astea. mergem și la penultima coafură și avem aici ceva care e desprins tot din anii 90, epoca Andre, epoca Spice Girls. Um, este vorba despre un half up, ei s-ar spune în engleză, adică părul, calota superioară este prinsă aici în creștetul capului, după cum bine se vede. Luați calota superioară, o prindeți cu un elastic, dacă mai adăugați și un scrunchie, după cum am adăugat eu aici, sunteți deja desprinse din anii 90, luați și o pereche de bluș cu talie înaltă și foarte largi din aceștia de care se poartă acum, un crop top, o cămașă din piele sau ceva peste și gata anii 90, a, mie îmi place foarte mult stilul acesta de am face părul, îmi las și două șuvițe în față că vorbaia abia le-am tuns, după care o las și pe Nubi să își exprime plăcerea și mulțumirea și faptul că îi place enorm ceea ce a ieșit în capul meu pentru că labele pe față, pupic și toate lucrurile astea. Trecem la ultima coafură care, ce să vezi, e aproape același lucru ca ceea ce v-am prezentat anterior, doar că de data asta coada o voi face un coc. Un coc care mie nu-mi iese din prima, după cum bine se vede. V-am zis că dacă aveți părul puțin mai scurt, cocurile astea ies mai bine decât pe părul foarte, foarte lung. Prind totul cu un bobby pin, prind inclusiv uh, moțul acela care mi mie din vârful cocului tot cu o agrafă, astfel încât să-l potolesc puțin, după care dacă vreau chiar să fiu de acolo, din anii 90, pot să răsucesc șuvițele astea din față sau să le împletesc, doar că ale mele sunt extrem de subțiri. Dacă voiam să le împletesc în trei, trebuia să iau niște șuvițe mai groase și voilà, acesta este rezultatul final. Fac o schemă cu șuvițele și acesta este tot videoul de astăzi. Sper că v-a inspirat, sper că v-a plăcut, coafurile sunt extrem, extrem, dar extrem de simplu de realizat și vă mai arăt odată schema cu șuvițele și v-am pupat, v-am îmbrățișat, mulțumesc pentru vizionare, ne vedem să ne sâmbătă cu un alt video. Pa!